Of. Diana? Da. Sunt foarte obosită. Și... Uite, dragă, unde era blazerul meu? Ia lu tu acte. Da când? E al meu. Ia lu tu acte, ce al tău e la Delina Cătinaș. De tot l-am dat? Tot. Da. Nu știam că mergem la... Să... S-a mișcat destul de repede. Eu am crezut că e o glumă, dar idei de business întotdeauna a avut. Și s-ar putea să iasă chiar foarte bine chestia asta, dar nu mă așteptam să se organizeze așa de repede. Deci e clar că o gândesc de mai multă vreme. Continuați. Deci te rog din suflet, astăzi un lucru vreau. S-o obosită de lucrare, filmăm noi în stop de pe vremea de când exista Atlantis pe pământ și nu sub ape. Vrei să mor azi? Vreau liniște, nu vreau isterii, nu vreau să țipi, nu vreau să faci exhibiții. Dacă vrei poți să mor astăzi. Crapă dacă e de crăpat. Uite că, că sunt deja așa la pompe funebre. Lasă-mă să vorbesc cu prietenii mei de acasă. Deci ești în calitate de luat notițe azi, ai înțeles? Îmi trebuie un pic și o hârtie. Nu, trebuia să-ți duci tu pic și hârtie. Deci ieri ne-am decis, astăzi am venit să facem research pentru că în această instituție nu pierdem vremea, vine recesiunea. Ne trebuie să înțelegem tot despre pompe funebre. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit pe la noi! Ana Morodan, mă bucur să vă cunosc. Ea este Diana Viorica. Ana Maria. Vă rog. E un moment de reculegere aici. Diana, de ce? Că nu există niciun decedat. Încă. Diana crede că glumesc cu foarte multe lucruri până-i pus în fața faptului și se întâmplă. Dar nu mai duc cu mine de acum când mă duc în prospecții de business, că nu mă pot concentra cu ea, pentru că ea intră pe mood-ul ăla de fetiță tâmpițică și eu am depus întrebări de business. Nu mai râde, mă, că așa îi. Nu, numai la distracții trebuie chemată femeia, nu la business. Iar mă comentează. Vrea să mă pună și în sicriu. Uite, Doamne, să mai zică națiunea că iau la mișto această activitate. Eu chiar nu iau la mișto, eu realmente serioasă să fac treaba asta. Adică mă documentez, n-am zis că fac sigur. Stau și cumpăt și pun în taleră. De asta trebuia să mă întâlnesc cu cineva, să-mi spună niște lucruri. Vă rog. Mulțumesc. Aici ce este? Vă rog. Aici primiți aici clienții care v-a să zică. Aici ne primim noi clienții, uh-huh, de fapt. Perfect. Mulțumesc. Vă invit să luați un loc. Și ne-am dus la o întâlnire undeva în Bragadiru, pot să zic, în Bragadiru, unde se pare că are foarte mult succes pe acolo, pe zonă, adică e pe profit numărul 1 din 2015, de se moare mult în Bragadiru, probabil. Nu știu ce să zic. Deci el se ocupă de tot Bucureștiul cu mormântările. Așa. Și acesta este primul loc în care noi începem discuțiile efective cu familia. De la acest birou se pun cap la cap toate detaliile evenimentului. Trebuie să înțelegem că vorbim despre un eveniment, asemenea nunții, asemenea botezului, nefericit. Și el implică multă recuzită și motiv pentru care trebuie să stabilim foarte multe lucruri. Lucruri legate de recuzită efectivă, da? De batistă, hăinuță, sicriu. Da. Da? Și un timing de respectat. Legat de la ce oră va fi masa de parastas, la ce oră va fi mormântarea, unde vor fi... Și le faceți toate în această incintă. În această incintă stabilim lucrurile. Ok. Și o să vă invit să vedeți și showroom-ul nostru. Strig legat de partea de sicrie. Uh-huh. Eu nu mi-am imaginat, unul, că se moare așa de mult. nu mi-am imaginat că e o întreagă... E o industrie, tu, când vorbim de pompe funebre. Nu e doar că îți moare cineva apropiat și mergi. Nu, trebuie să alegi un coșciug. Trebuie să te gândești la o slujbă. Trebuie să găsești un preot. Trebuie să găsești un cimitir. Nu știu, sunt tradiții pe care foarte mulți oameni le respectă, despre care habar nu ai. De exemplu, cred că cei care trăiesc în București nu știu de toate lucrurile astea care se spune că ar fi bine să le facem. Deci o întreagă industrie, nu mă așteptam să fie așa. Și mai departe, lucrurile se stabilesc unde decid
aparținători. Da, 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 înțeleg. Și aici ei pot să-și aleagă și sicriul. Corect. Și ce tip de lemn este în sicriu, ce tip de căptușală, toate lucrurile astea? Eu vă înțeleg pregătirea dumneavoastră, în teorie da, în teorie da. Dar nu vă imaginați că lucrurile se pot întâmpla chiar la modul ăsta. Adică? În sensul în care lucrurile au devenit în timp suficient de standardizate pentru ne omoară costurile. Da, da, da. Și da. Pe noi și pe clienții noștri. Dacă clienții noștri ar suporta costuri legate de texturile, țesăturilor pe care se pun acolo, noi ne-am conformat, dar nu e o realitate. Da. Da, se mormântat multă lumea că mă găsesc la pe profit. În general se moare mult. Cred că diplomele astea dovedesc seriozitatea de fapt. Moartea, adică. Nu, Diana. Afacerii. Numărul 1 profit din 2015 până în 2022. Dar din 2023, când va fi Morodan, vă înmormântează și vara. Gata, știu. Sau Morodan vă înmormântează și Paradisul vi-l garantează. Când o să apară firma de pompe funebre pe 2023, s-ar putea ca domnul de la Ilfov să nu mai fie primul pe profit, că se va ocupa ea. Mi se pare splendid asta, Morodan vă înmormântează și Paradisul vi-l garantează. Bun, și ce fel de servicii oferiți? Adică tot de la cap la coadă, eu dacă vin acum și zic gata, am un decedat în familie, puteți să mă ajutați cu tot? Da. Absolut toate cele necesare, scuzați-mă, vă rog. Aveți un client. Nu este un client, știu despre cine este. Din păcate va trebui să întrerupem discuția în momentul în care mi apare pe ecranul telefonului un număr necunoscut. Indiferent de oră fac treaba asta, eu sunt coordonatorul firmei, eu pun cap la cap lucrurile astea. În momentul în care mă sună o familie, îi repartizez un agent, el este direct responsabil și își face schimb de telefon cu familia și din acel moment lucrurile sunt foarte clare pentru oameni. Uh-huh. Pentru că sunt o sumă de proceduri legale de făcut, sunt o sumă de proceduri tradiționale de făcut și sunt procedurile noastre specifice. Și toate lucrurile astea trăiesc în formula asta, coordonate de mine. Unui agent care merge pe teren, da, eu nu pot să și coordonez să și merg pe teren. Uh-huh. Și cam așa se întâmplă lucrurile. Bun, păi haideți să mergem să vedem. Pe concret? Pe concret, care va să zică. Vă invit. E important de știut, într-adevăr, că oricât de tare am fantaza noi și oricât de mult mi-ar plăcea mie să am și servicii pentru oamenii excentrici, până la urmă trebuie să mă gândesc foarte bine dacă raportul dintre investiția în aceste produse excentrice și numărul de comenzi care ar putea veni pentru ele face sens. Pentru că dacă nu face sens, mă trezesc că am investit 3 miliarde în niște produse de pe care șterg praful vreo 5 ani, poate mai mult. Pentru că din câte am înțeles vorbind cu acest domn, în România lucrurile sunt destul de standardizate. Vai de mine! Miroase a lemn proaspăt. Pentru că este, sunt materiale naturale, sunt materiale din toată gama. Încercăm în calitate de firmă să ajutăm oamenii. Motiv pentru care între costuri și calitate am ajuns în acest punct. Uh-huh. Asta e foarte elegant. Care și din catifea. Cel mai scump? Păi cam astea ar fi. Astea? Astea, că sunt toate în aceeași gamă, nu? Da, sunt sicriele celebre pe care le vedem noi în firmele americane, ori de câte ori are loc o mărântare. În domeniul... Exact! Da. Ele au așa un nume generic, se numesc Boston. Personal nu știu foarte clar de ce, dar... Mai da, la sicrie te doare mintea. Nu există așa ceva. Sunt toate felurile. Dar, cum, mă repet, oamenii se gândesc când cineva îți moare, nu te gândești la ce ar fi vrut el.
te gândești doar la ce vrei tu. Și practic alegerea la aparține celor care au rămas în viață. De asta mi se pare esențial să discuți. Bă, uite, mie mi-ar plăcea așa. Eu mă gândesc așa, nu știu, eu aș vrea un sicriu roz. Sau, de exemplu, aș vrea ceva cu cristale. Habar n-am, nu știu, ceva. Dar avea o întreagă, multe, multe, și am înțeles că livrează și la alte firme de pompe funebre, pentru că în domeniul ăsta toți se cunosc între ei și toți colaborează, presupun, extrem de bine. Dar uite ce elegante au, da. Au și mânere. Da, da, da. Dar nu ne putem baza niciodată pe genul ăsta de mânere. De ce? Credeți că se rup? Da, da, nu, țin cu siguranță. Și ia uite și aici, ăsta e cu trandafir. Da. Și ăsta da. Se, aici se încuie? Aici se încuie? Da, se încuie, a fost povestea asta cu COVID unde cam așa... A, și au și permite? Ia uite. Sigur că, dar ele vin absolut complet echipate. Asta... Diana, dar tu de ce te miri? Ce faci, femeie? De ce te miri că au și pernițe? Că tot timpul... Ei, ne te lăsam acasă. Mă, voi tot, adică voi nu știți, dar Ticiu nu înțeleg de ce e așa de șocată. Acum, în 2019, când părinții mei au decedat și bunica mea, într-o săptămână am avut 3 mormântări. Deci, crede-mă, mai, nu e o dramă, crede-mă când îți spun că din ce nu știam nimic, din ce am devenit expertă. Zic, m-am trăit într-o săptămână, mă sună la de la pompe funebre, a treia oară zis că glumesc, îmi bag joc de el. Dom'le, du-te că e decedat în casă. Și atunci nu mă sperie nimica. Nu mă sperie că vă sicrie sau ceva de genul ăsta. Pentru că până la urmă eu m-am setat mental că vreau să fac un business și gata. Dar m-a luat un pic cu răuți de la stomacel când am văzut eu foarte multă vatelină. Din aia, pentru că mă interesam ce se întâmplă acolo într-un sicriu, erau multe perne, dantelării, chestii de genul ăsta. Și era și o pungă cu vatelină. N-ai văzut din tot research-ul care l-am făcut ieri pe net că au și sicria, au pernițe, au pernițe mai mari, au pernițe cu fodre, astea ce? Le bagi înăuntru. Sunt o sumă de lingerie, dar da, sunt alimentare da. Primare și așa. Asta se pun peste decedat? Nu. În cadrul lor există situația în care avem genul ăsta de materiale, da? Care îmbracă efectiv sicriul și așa, și un voal și... A, peste. Peste, aici peste, asta ce-i? Același lucru, sunt diferite pungi de... A, dacă îmi ziceați că vatelina asta o băgați în... Muream. Mi-a plăcut de domnul ăsta, în primul rând... Pentru că respect oamenii care sunt tineri și își abordează business-ul sau activitatea profesională cu foarte mult profesionalism, ca să mai fac și greșeli de fonetică. Și mi s-a părut că și el este foarte responsabil și foarte bine pregătit. Și mi s-a părut că sistemele interne ale acestui business, ale lui, nu ale genului ăsta de business în general, sunt foarte bine puse la punct. Aveți, stați un pic, să ne concentrăm. Da. Sicriele astea sunt pentru ortodoxe sub cruce. Și astea poate să le ia și altcineva de altă religie, nu că sunt mai austere. Oricine ca design. Poate să ia orice. Da. Suntem nu, dar dacă și-ar dori. Dacă și-ar dori, putem să aplicăm această cruce pe oricare dintre modele. Fără ah, nicio ok, fel de... ok. Asta se întâmplă. Aha, ok. Da, puneți asta da. Acolo. Da, preponderent, sigur. Clienții noștri sunt ortodoxi. Vezi? Am sărut așa de aici, vezi de unde te uiți. Uite ce frumos e chestia asta.